telefon. Elena, bună seara! Ia când a plecat cu copii, mai pic, stai că suntem împreună și le putem lămuri. Elena, bună seara! Bună seara! Elena, uite ce spune fostul tău soț, că îți neglijezi copiii, că nu te mai interesează de soarta fetelor tale, că o măriți pe aia de 13 ani doar ca să, nu știu, să scap de ea, deși ea este doar o copilă, și că nici tu nu ai fost chiar o mamă foarte bună pentru copiii tăi. Cum răspunzi acestor acuzații? Asta nu e adevărat. Asta nu e adevărat. Copiii sunt la mine, copiii mei sunt foarte bine. În primul rând, copilul meu, cel mic, Alexandra, nu se mărită, fiindcă e un copil și trebuie să continui școala din cauza că nu mai s-a dus la școală, din cauza că n-am avut pașaportul și e expirat, să nu a dat păi locură, și din cauza și el m-a spus pe mine să mărit copilul. Asta nu e adevărat. Eu când s-a măritat fata, a fost chemat, a venit, vorbesc eu mamă, a venit și a luat banii și a plecat să recunoască. Ce bani, doamnă? Da. Doamna Morgan, dacă nu-i dăm bani, dacă nu-i dăm bani, se duce la poliție copilul și bagă fata la cămin. Păi și dumneavoastră, de unde ați avut bani să-i dați? Câți bani i-ați dat? Doamnă, 4500. 4500 de euro. Numai puțin, hai să auzim ce spune și Elena. Ne întoarcem imediat la tine, Hagi. Doamnă, da. Deci dumneavoastră, el susțineți că el a venit doar să ia cei bani și a plecat la nunta fiicei. Da, da, care sunt și maturi. Nu știu dacă vrea să vorbească. Vreau să vă dau și numărul o fată să vorbiți cu fata. Fata încă e minoră, nu e majoră, cum zice el. Are 17 ani, fata mea. Nu, n-a spus că e, n-a susținut că e majoră, chiar și noi am spus aici că am plinit 17 ani. Și s-a căsătorit la cât? La 13? La 13 ani, da. A luat o bărbatul, are și un copil acum, fata, e bine, e sănătoasă. Doar el nu ne lasă în pace, face pentru chestii. Și unde s-a căsătorit? În Anglia? Erați în Anglia? Nu, în România. România, la bunicul lui. Și fata a fost alegerea ei, doamnă? Sau da, acum haide să spunem lucrurile pe nume. Spuneți că a fost alegerea ei. Da, alegerea fetii, da. Și nu vi s-a părut totuși la 13 ani că e prea mică fata dumneavoastră să se mărite? Da, să mi s-a părut că este foarte mică, dar n-am putut să mă pun că știți cum e copii în ziua de astăzi. Păi, ați vorbit cu fostul soț al dumneavoastră, cu tatăl fetei, să-i spuneți nu mă înțeleg cu fata și vin o să discutăm cu ea? Da, că mie mi se pare așa că dacă un copil la, că e un copil la 13 ani, da. Adică da. Se joacă cu ursuleții, doarme cu ursuleții în pat, nu cu bărbații, nu? Dumneavoastră trebuie acolo să puneți o frână, să puneți o barieră, să-l sunați pe tatăl copilului să vină să rezolvați situația, nu să o lăsați să plece. Aici discutăm că nu are discernământ la 13 ani, doamnă, că de-aia se ține copilul până la 18 ani și trebuie să avem grijă de ei, că n-au discernământ. Da, eu când l-am sunat și i-am spus că fata vrea să fugă cu bărbatul, eu l-am sunat, el a venit acasă și l-am întrebat. E adevărat, Hagi, ce zice fosta ta soție sau concubină? Nu este, doamnă, adevărat, că de ce? Dacă era chestia asta, nu mai interveneam eu la dumneavoastră și știam că va veni vorbele astea. Și atunci intram eu în discuții și toate problemele astea. Dar dacă să știi că a vehiculat și o sumă, 4-5 mii de euro ai fi luat în momentul în care... Exact, eu de sumele astea chiar nu știu. Dacă chiar vreți și dovești astea, deja ea și-a făcut nunta acolo. Da, eu n-am fost prezent acum. Doamna Elena, imediat, Hagi, aș vrea să o întreb pe doamna Elena. Doamna Elena, banii aceștia erau jumătate din banii pe care i-ați luat pe fica dumneavoastră? Da. Deci v-ați vândut fica cu 10.000 de euro. Nu, n-am vândut-o. Eu i-am dat lui ca să nu se ducă, că a zis, amenința fata, că dacă nu-i dau suma asta de bani, el se duce la protecția copiilor, fiindcă fata a fost la școală atunci când a venit și mi-a spus de băiat. Nu, stați puțin, că uitați, Hagi zice că v-ați vândut fata, adică i-ați dat jumătate din bani. Nu, asta nu e adevărat. Asta puteți să vorbiți, uite, și cu socrul fetii, și cu fata, și cu... Fata n-are soțul, că nu-i mărit tata. Și de ce v-ați simțit obligată să-i dați 4500 de euro? Fiindcă el așa face. Copiii mei, dacă are un gagic, dacă are un prieten, eu trebuie să-i dau bani. El cere, mai face chestiile să mă dar nu dai copil de 13 ani.
La 13 ani ea trebuie să meargă la școală. Are teste de dat, are... A țării noastre, dumneavoastră, plătiți, dumneavoastră plătiți tatăl să închideți gura ca să nu mai meargă cu un alt băiat? Sau cum? Că nu înțeleg. Păi eu asta nu-i dau, eu nu-i dau. Aici, la fata cea mică, a văzut o poză și de-aia ne-a sunat, că vroia bani. Dar fata mea nu-i măritată. Da, ați spus că ați plătit 4.500 de euro pentru fata de 17 ani. N-am plătit. Când avea 13 noi. Ani. Ba da, ați spus dar asta. Cine a plătit? Doamna Elena, înțelegem și noi, pentru că nu suntem crescuți în altă țară. Înțelegem că aveți alte cutume, că sunt alte reguli la dumneavoastră, dar aceste lucruri eu nu înțeleg, adică înțeleg de ce sunt trecute cu vederea în anumite comunități, deci legea este aceeași pentru toți, dar de ce la dumneavoastră vi se permite, pe când dacă eu aș face asta, mie mi s-ar lua copiii de către DGASPC și mi s-ar duce într-un centru de plasament, pentru că înțeleg că la dumneavoastră cutuma și tradițiile sunt mai puternice decât legea. Și vi se respectă pentru că sunteți o comunitate strânsă, unită și eventual foarte bună la votare. Sigur că dar chiar și așa, copilul e copil. 13 ani la dumneavoastră sunt tot 13 ani ca la noi, sunt tot 13 ani ca oriunde în altă lume. Fata la 13 ani abia devine domnișoară. A fi măritată înseamnă că ea la 14 ani poate să nască. Asta e o mare problemă. Pentru că știm că astfel de nașteri și, în general, actul sexual cu un minor, că asta avem aici, da? Este incriminat acum. Și eu nu înțeleg de ce înșiși părinții fac asta cu acordul părinților și contra unei sume de bani. Nu e ca și cum mă duc la un târg de vite să mă iertați, dar așa pare. Și vând o juncă pe 700 de lei. Și mă duc acasă, dau junca și iau banii. Nu pot să înțeleg că se întâmplă asta în 2024, indiferent de etnie. De ani, copilul e copil. Deci de 30 de ani, organizațiile de profil conduse de, da, de șefii etniilor, în special la romi, au încasat fonduri. Am și o rugăminte și-au la tocat fondurile. Imediat, uite, Hagi, fii atent. Te rog, Elena, repede. Doamna Elena, v-a plăcut să vă măritați la 16 ani, să nașteți la 16 ani? Nu, doamna, eu am fost obligată. Dar cine vă, dar cine vă suflă cineva? Nici măcar n-aveți... Nu, băiatul, doamna, băiatul. Este băiatul. Doamna Elena, o să vă rugăm să rămâneți alături de noi. Continuăm discuție după o scurtă pauză. Ia, bun. Toți sunt în Anglia cu mama, da? Da, deci băiatul de 14 ani îl cheamă Peța Răzvan. Așa. Marian. Dar nu mai dau numele copiilor, că nu avem voie. Îi protejăm pe minori, da? Dă-i numai prenumele, că am înțeles. Așa. Eu acum, doamnă, la ce vreau? Pe mine nu mă interesează viața ei personală și toate minciunile care vrea să le spună ea. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dacă era adevărat ce spune ea despre fata, care zice ea despre fata mea mai mare, credeți dumneavoastră că mai intram eu în direct cu dumneavoastră să mai reproșez eu chestiile astea dacă eu făceam treburile astea? Dar tu ce relație ai cu copiii tăi? Adică tu ai vorbit cu fiica ta direct, ca de la tată la fată? Să-i spui, mă, fată, uite ce te învață tata pe tine. Doamnă, acum, cu fata cea mică, acum, deci am luat legătura chestiile astea. Cu fata cea mare, absolut nimic nu știu. Și la nuntă am văzut și eu nuntă. Sau puteți să vedeți, sunt niște videoclipuri care eu nu sunt prezent acolo. Da, am înțeles că fata asta mare stă în România. Tu unde stai? Eu sunt în Spania, în Sevilla. Ești în Spania și nu știi nimic de fata asta mare lăsată aici la 13 ani în România cu bărbatul ei, care probabil e și ăla minor? Acum, ce pot să vă spun? Mai dat un telefon așa că am auzit că am o nepoțică și vă dați seama, trebuia să o cunosc și eu pe nepoțica mea, nu? Am sunat-o și eu și am văzut și eu nepoțica. Ce puteam să mai fac? Deja are copil și toate... Bine, dar ții legătura cu ea, vorbești cu ea măcar? Adică sunteți împreună alături de ea? Că s-o lași așa la cineva acasă? Din când în când mai vorbesc cu ea. Mă interesez de viața ei, că e copilul meu, știu că este bine, își vede de copilul ei. Eu am întrebare.